La întâlnirea anuală cu reprezentanții mass media din Statele Unite ale Americii, președintele Barack Obama l-a adus pe acest domn, prezentându-l drept traducătorul furiei sale. Luther, my anger translator. Și translatorul a început să traducă limbajul calm al președintelui într-un limbaj al furiei. Traditions like the White House Correspondents' Dinner are important. I mean, really? What is this dinner? Și politicienii moldoveni au câte un translator al furiei lor. Numai că în această ipostază la noi nu se produc bărbați, ci babe. Zilele trecute, Mihai Cârlig, pretorul sectorului Râșcani al Capitalei, și-a prezentat baba lui translatoare de furie. O persoană care am decis să fac astăzi, să convoc acest briefing cu o tematică foarte șuvredă și cu o tematică care... Și președintele țării, Nicolae Timofti, are o babă translatoare de furie. Iată, o vedeți în imagine. Aceasta participă la toate ceremoniile organizate de președinție. Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Vă spun bună ziua, bine ați venit la noi. Doamne, băi! Sunteți invitați pentru a vă înmâna distincțiile de stat. Distincții, da, pe pentru cuvrăghire, așa-i? Sunt că le meritați toți. Da, atunci când semnez decretele, studiez minuțios. Nu mai studiez tu nici o brânzănie când trebuie tu faci cu ochii închiși, te-ați zemez acolo, da, Doamne! Și ne expunem. A, păi da, e schip, dar cum? Eu știu că ați depus o muncă considerabilă la locurile unde vă aflați. Dar cum s-a suspectat corupția dracului? Serviciu, dar cum? Și sunt convins că dumneavoastră aveți încă de făcut multe. Dar cum? Dau de furament vreo 4 ani înainte. Dar cum? De jos. Sunteți apreciați fiecare în felul cum ați meritat. Dar cum? La migdalii. Soare cu dezai, nu migdale să le dai, Doamne. Să nu pierdem mult din timpul care nu este foarte scump. Trecem la procedura prevăzută de protocoalele noastre, da, să spunem așa, protocoale. Instrucțiuni, am răspuns. Băi, îl băi tu, dragul. În semn de înaltă apreciere a contribuției la promovarea reformelor bazate pe valorile și standardele europene, pentru merite deosebite în asigurarea negocierii, semnării și ratificării acordului de asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană, aportul la liberalizare regimului de vize cu statele membre ale Uniunii Europene și ale spațiului Schengen, s-a conferit Ordinul de Onoare următorilor: Cadru Andrean, președinte al Parlamentului, ex-viceprim-ministru, ministru al Economiei. Păi, dăpăi, stau, furăm, furăm, băi, și miliarde, băi, furăm, Doamne, feriești, băi, băi. Domn președinte, excelențe, dragi colegi, stimați cetățeni, sunt onorat să fiu astăzi onoarea aici. Onoarea cu 2 miliarde înapoi, ce să ne bandiți. Și îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de voi și să vă felicit, dați-mi voie Trăiți și din partea mea și de partea colegilor din Parlamentul Republicii Moldova pentru toată contribuția pe care o aduceți fiecare dintre voi în câmpul de activitate. Iar ce ține de noi, cei care suntem cu povara politicului, vom depune toate eforturile ca să nu vă dezamăgim. Vă mulțumesc frumos și, stimate domn președinte, onorat. Vă mulțumesc. Doamne, ce de oriță, Doamne, ferește! Usatăi Andrei, ex-ministru al Sănătății. Dar prins, dar tu săptămâna asta închid, băi! Doamne, ferește, băi! Băi, ce-i dat migdalii lui, dacă să-l arestează, băi, pe o săptămână? Ești mofti? Dacă să-l arestează, o să te duci și să iei migdalii înapoi. Doamne, ferește, băi! Urechean Serafim, președinte al Curții de Conturi. Dar, nu, nu, dar ce se vede? Doamne, ferește! Păi nu te ajuns cu fracul nevoia 10 ani în orașul. O să mai vinzi, mai furi încă 4 ani.
a Polski Raisa, președinte al Comisiei Juridice. Dar dacă i-au dat lușinul lui Plahatniuc migdale, ziceți noi de aici lunajul lui Plahatniuc, mafia cuiva are. Aici s-a vorbit așa, cu emoții și normal. Păi, emoții, parcă nu, un copil de clasa a doua te bâlbâi, băi. Apariții când apar în fața unor doameni, da. Eu sunt convins că noi suntem capabili să facem lucruri bune. Numai pentru asta trebuie să fim uniți. Da, uniți. Și până acum ați fost uniți, ai? La tradițională cupă de șampanie. Cine zi la mamei dezunească, oleacă? După poza comună, președintele Republicii Moldova, în fața reședinții de stat. Ia dă-ți mie un păcăt. Pe scurt așa, hai, nii sănătate, dar voi să zdohniți cu tot cu miliardele voastre, mafioți, dracu.